Salut! Sunt Robert și astăzi avem un video foarte scurt în care o să facem împreună un ganaș 1-1-1, o cremă care este foarte bună pentru a acoperi torturile și are o textură similară cu buttercream-ul, pentru că conține și unt, dar are avantajul că nu o să folosim în crema asta albușuri de ou, așa cum folosim la buttercream. Trecem direct la treabă și, așa cum am spus, proporțiile sunt 1-1-1, adică cantități egale din cele 3 ingrediente pe care le vom folosi. Puteți să puneți 100 grame, 200 grame din fiecare, cât vreți voi, în funcție de tortul pe care, sau torturile pe care vreți să le decorați. Eu am ales să folosesc câte 200 grame din fiecare ingredient și cu cantitățile astea puteți să acoperiți liniștiți un tort de cu diametru de 20 de centimetri. Ok, deci am pus într-un ibric 200 de grame de ciocolată albă și 200 de grame de frișcă și le-am pus pe baie de abur și le-am topit împreună. Dar aici aveți grijă, nu încălziți foarte mult amestecul ăsta, ganașul ăsta, pentru că în primul rând nu e nevoie, ciocolata albă se topește destul de repede și în al doilea rând, dacă îl încălziți prea tare, după aceea o să dureze mai mult etapa de așteptare, pentru că trebuie să se răcească mai mult. Le-am topit pe baie de abur și am obținut un ganaș destul de lichid. Curge destul de ușor. Acum va trebui să răcim ganașul ăsta până la temperatura de între 20 și 25 de grade Celsius. Dacă aveți un termometru, e perfect. Folosiți termometru. Dacă nu aveți termometru, pur și simplu când puneți mâna pe ibric sau dacă băgați puțin degetul în ganaș, trebuie să fie, să-l simțiți ușor răcoros. Da? Pentru că 22 de grade, să zicem, unde e la mijloc, e mai puțin decât 37 sau 36 cât avem noi temperatura corpului. Deci ganașul ăsta ar trebui să-l simțiți puțin răcoros, dar nu rece. Ok, cum putem face asta dacă, ca să-l răcim mai repede, o să-l bag la frigider și din 5 în 5 minute, să zic, o să amestec în el, pentru că altfel marginile și fundul se vor răci mai repede și risc să mi se întărească prea tare acolo și restul să rămână mai moale și să am zgârboanțe. Nu știu cum să le zic. S-am bucăți de ciocolată în crema mea finală și nu vreau asta. Deci din 5 în 5 minute mai scrapuiți marginile și fundul și mai amestecați și verificați temperatura astfel încât să simțiți răcoros, ușor răcoros la mână. Al treilea ingredient pentru acest ganaș este untul și am pus în bolul mixerului planetar 200 grame de unt moale la temperatura camerei. Cu cât mai moale, cu atâta mai bine, pentru că trebuie să se spumeze foarte, foarte bine. Dacă nu aveți mixer planetar, o să fie puțin mai dificil pentru că trebuie să mixați la mână și cu cât untul este mai spumat, cu atâta crema finală va fi și ea mai aerată și mai pufoasă și mai bună. Așa că mie îmi place să las untul să se spumeze, nu știu, măcar un sfert de oră, 10 minute, un sfert de oră e minim. Cât îl las. Să devină alb și să fie foarte, foarte aerat. Așa că în timp ce ganașul e în frigider să se răcească, mă pornesc cu spumatul untului. Dacă untul vă este rece sau neapărat rece, nu e atât de cald pe cât v-ați dori, nu e atât de moale pe cât v-ați dori, puteți să-l puneți puțin pe baie de aburi, dar doar puțin, să nu se topească de tot. Doar cât să fie moale și ușor de spumat. Untul s-a mixat și a crescut foarte, foarte mult în volum și se vede că s-a și deschis foarte mult la culoare. Este aproape alb. Și ganașul pe care l-am făcut s-a
s-a răcorit și el. Acum o să trebuiască să le unim și cum facem asta este, o să pornesc la loc mixerul pe viteză mare și o să torn ganașul într-un fir subțire pe marginea bolului și încet încet o să se integreze în unt și o să se spumeze. Nu turnați prea repede, nu vă grăbiți, încet și iarăși dacă ganașul nu este suficient de rece, dacă e prea cald, untul se va topi de la căldura ganașului și tot amestecul ăsta o să se înmoaie și nu o să se spumeze. Și nu o să puteți să-l folosiți ca o cremă pentru că o să fie prea moale. De asta e foarte importantă temperatura amestecului de ciocolată și frișca. Ok, hai să vedem cum arată asta. După ce am lăsat aproximativ un minut să se mixeze, îmi place să curăț marginile, să mă asigur că e foarte bine omogenizată crema și să mai mixez încă un minut sau jumătate de minut. M-am murdărit. Și ce îmi place să fac, de asemenea, pentru a adăuga un gust mai bun, este să adaug niște esență de vanilie. Aici la cantitatea asta eu o să adaug o fiolă de Dr. Oetker, niște vanilie de care place vouă să folosiți și acum o să mai mixez încă un minut. Și am obținut o cremă foarte spumoasă și aerată și e foarte, foarte fină și e perfectă pentru am îmbrăcat torturile sau puteți să decorați brioșe cu ea, avantajul fiind că datorită faptului că are unt și ciocolată, crema asta se menține exact așa la temperatura camerei, nu se înmoaie mai mult de atâta. Și atunci puteți ține, de exemplu dacă o puneți pe brioșe, puteți ține brioșele la temperatura camerei fără să vă fie frică că se va muia crema sau va curge sau ceva de genul ăsta. Și iarăși, pentru decorul torturilor, se poate folosi exact ca un buttercream cu toate tehnicile pe care le-am mai făcut pe canal de nivelare și așa mai departe. Și la rece, crema se întărește foarte tare, exact ca un buttercream. Puteți pune peste ea figurine din pastă sau decor din pastă de zahăr. Cum am zis, e o alternativă foarte bună la buttercream pentru că nu trebuie să folosim albușuri și gustul e similar, adică are un gust destul de puternic și o senzație destul de puternică de buttercream, adică gust puternic de unt. Să nu vă așteptați că are un gust de ciocolată pentru că gustul de ciocolată e foarte, foarte fin. Bine, ăsta a fost video-ul săptămâna viitoare sau, mă rog, video următor vreau să vă mai arăt încă un tip de cremă pentru acoperit torturile, la fel cu ciocolată albă sau... Da, o să vedem săptămâna viitoare. Mulțumesc că v-ați uitat, ne vedem data viitoare. Pa, pa!